într-adevăr, creierul este cel mai folosit organ și cel mai neglijat, pentru că adesea ne trezim și într-o fugă suntem către nicăieri, fie către activitatea personală sau profesională, dar aproape pe nimeni nu am mai auzit pe parcursul experienței mele din cabinet și nu numai, care începe ziua gândindu-se ce să-i ofere creierului să mănânce. Adică ce suport nutritiv i-ar oferi creierului, astfel încât să poată susține activitatea pe care are de făcut în ziua respectivă, fie că vorbim la nivel fizic sau la nivel mental. Și atunci, atâta timp cât nu ne preocupă mentenanța creierului, este normal să vină și nota de plată și să înceapă diferite simptome să se manifeste, fie legate de focusare, de memorie, de iritabilitate sau stări de nervozitate, fluctuații de stare de la o zi la cealaltă. Și este normal să ne avem această așteptare atâta timp cât nu ne-a preocupat mentenanța creierului. Creierul are nevoie, în primul rând, de o hidratare constantă, coerentă și de lungă durată, nu din când în când, și cu apă, nu cu alte alimente care ar avea rol de hidratare, dacă ne gândim la anumite beneficii, dar, în primul rând, este nevoie să ne hidratăm corespunzător și adaptat greutății individuale. Aportul corect de apă plată se calculează pornind de la greutate, greutatea ori 0,04, și aceasta este nevoia organismului din cap până în picioare, astfel încât să evităm deshidratarea. Un creier deshidratat va transmite tot timpul o nevoie de ceva dulce, de acele ronțăieli de care mulți nu mai scapă, și nevoia continuă de a mânca ceva. Un creier devitalizat transmite mai departe acest semnal printr-un apetit ridicat sau printr-un anumit program modificat al rutinei de zi cu zi. Important este să fim prezenți, să vedem care sunt manifestările corpului nostru și să răspundem corect și coerent acestora. În momentul în care ne gândim la alimentație care ar putea avea un rol terapeutic pentru funcția neuronală, în primul rând ar trebui să avem în vedere mai multe grăsimi sănătoase, bogate în omega-3, care este grăsimea de bază în funcționarea creierului nostru. Și aici mă gândesc la pește, avocado, nuci, caju, migdale, lune de pădure, fistic, uleiuri presate la rece, de rapiță, de măsline, de susan, de cânepă, dar nu în exces și nu la miez de noapte, ne punem în vârful patului la televizor și ne luăm un bol mare de alune sau de migdale sau de caju, pentru că atunci beneficiile nu mai sunt decât celula adipoasă, este cea hrănită și nu creierul primește acești nutrienți pe care să-i și folosească. Este important momentul zilei în care introducem aceste alimente, astfel încât să și beneficiem de proprietățile nutritive. Apoi avem nevoie de o cantitate foarte mare de antioxidanți, ceea ce se reflectă în alimentația noastră printr-o pată de culoare, semaforul din farfurie, roșu, galben, verde. Dacă ne uităm foarte mult la oamenii obosiți, anxioși, cu tendința de depresie, cu schimbări de stare de la o zi la cealaltă, cu această oboseală continuă în care trăiesc de la trezire până la culcare, majoritatea au alimentație monotonă în care albul este culoarea care predomină, fie că vorbim de lactate, de carne, de cartofi, orez, paste, pâine, aici ne rezumăm. Și atunci, exact prin această carență de antioxidanți, avem o disfuncționalitate la nivel de creier pe care o traducem într-o oboseală și încercăm să găsim pastile rapide, pastile minune, dar fără să schimbăm ceva în farfuria de zi cu zi. Deci nu sunt încă minuni în acest sens, ci este nevoie să fim prezenți în alegerile pe care le facem. Alimente, dacă ne gândim la un top 3 sau top 5 alimente, nu există, pentru că fiecare dintre noi are alte nevoi și consumă într-un mod diferit rezervele pe care le accesează creierul. Pot fi anumite alimente care ar putea îmbunătăți cu titlul general, nu știu, să mâncăm avocado, să mâncăm pește, să mâncăm 10 nuci pe zi sau 5 nuci braziliene, dar în funcție de nevoia creierului care nu este satisfăcută, acolo putem veni mult mai precis, că aceasta este medicina de precizie și cu nutriție personalizată. Poate eu am o carență de omega-3, poate altă persoană are o carență de vitamina B1. Poate o altă persoană are o carență de vitamina B12 sau de acid folic și atunci toate aceste carențe trebuie rezolvate și să răspundem corpului punctual, fie cu suplimente sau cu alimente, care să rezolve problema respectivă. Pentru că noi vrem soluții la nivel general, dar această încadrare în anumite tipare deja este de modă veche, iar dieta nu este o modă, are aplicabilitate la nivel individual în funcție de nevoia organismului. Când apare stresul, de regulă apare și furtuna în programul de zi cu zi. Nimeni nu mai are timp nici să bea apă, nici să mănânce la ore fixe, nici să facă sport, nici să doarmă. Și vai celor care nu mai au timp să trăiască în timpul lor și care nu mai au timp nici măcar pentru nevoile biologice, să le încadreze ca priorități. Pentru că atâta timp cât noi nu ne hrănim corpul corespunzător, cu atât mai mult îi aducem și un stres metabolic. În afară de stresul fizic sau mental la care suntem expuși, aducem și un stres metabolic foarte mare, care este o împovărare. În loc să susținem organismul într-o condiție de avarie, noi îl avariem și mai mult. O persoană când are o durere de genunchi, se tratează corespunzător.
nu pui să alerge, nu pui să meargă la schi și nu pui să meargă la patinoar 3 ore pe zi sau 8 ore pe zi. Noi când avem o problemă legată de oboseală, ne obosim și mai mult, dar nu ținem cont de ce ar trebui să facem astfel încât să diminuăm oboseala sau cum să oferim corpului un suport energetic astfel încât să susțină performanța pe care ne-o dorim. Deci cu atât mai mult când suntem stresați, este esențial să avem alegeri conștiente, să uităm de alegerile impulsive și compulsive, să întindem mâna tot timpul să mai ronțăim ceva sau să găsim refugiu și recompensă în mâncare. În momentul în care mâncarea primește un rol de siguranță psihoemoțională și primește acest rol de a fi asociată cu un refugiu și cu o recompensă, atunci uităm și nu mai suntem atenți la ce ni se potrivește și la reacțiile pe care ne transmite corpul. Și când suntem stresați, simțim nevoia să bem multe energizante, să mâncăm foarte multe dulciuri sau alimente prăjite, să mâncăm foarte mult din ceea ce aparent ne place, dar care aduce și foarte multă inflamație în corp. Iar alimentele de astăzi devin gândurile noastre de mâine. În funcție de ce mâncăm, vom gândi mai coerent sau vom gândi mai inflamat. Adică găsim mai greu sau mai ușor soluții la ceea ce am de făcut. Deci cu atât mai mult când suntem stresați, epuizați, se anunță o perioadă în care programul de lucru este prelungit, trebuie să ne uităm foarte atent cum mâncăm la ore fixe, cum ne hidratăm la o oră fixă, chiar să ne punem ceasul să sune din oră în oră să bem câte un pahar de apă, cum neutralizăm stresul la final de zi cu ceva care să ne aducă și bucurie. Pentru că altfel un stres acut ajunge în cronicizare și de aici în patologie. Atunci este important să vedem că nu putem întreține corpul la nivelul la care ne-l dorim fără să știm care este combustibilul potrivit, în special pentru creier. Dacă avem o mașină în fața blocului, o mașină, nu-i punem astăzi benzină, mâine ulei de măsline, peste 3 zile, nu știu, lichid de parbriz în loc de motorină, pentru că n-am avut timp să-i punem altceva, îi oferim combustibilul potrivit. Așa ar trebui să ne uităm și la corpul nostru. Eu consider adesea că avem un corp care funcționează ca o rachetă, dar la acea rachetă punem roți de trotinetă. Și atunci când punem roțile de trotinetă, așa vom funcționa, chiar dacă nu pe moment, dar la un moment dat așa vom funcționa. Așadar, cred că este important să vedem sănătatea, mai ales sănătatea creierului, ca cea mai importantă investiție din viața noastră și să ne preocupe zi de zi, pentru că sănătatea este rezultatul comportamentelor de zi cu zi. Orice deformare exterioară este imaginea unei deformări interioare. În momentul în care vedem o supraponderabilitate sau o obezitate, este important să asociem, să o înțelegem într-un context minte, trup și suflet. Orice doamnă care este într-un echilibru emoțional nu va refugia în mâncare pentru că își respectă sănătatea, iar sănătatea înseamnă chiar și o greutate optimă. Nimănui nu-i convine și nu se simte confortabil să gâfâie când își leagă șireturile de la pantofi sau să nu-și mai găsească haine sau să se mascheze cumva sub anumite haine, dar este important să vedem de ce mănâncă acea doamnă și cum ajunge în acele comportamente impulsive și compulsive și care sunt butoanele care sunt apăsate atunci când își pierde discernământul și deși a urmat un plan strict până seara, uită de regulile de nutriție și se duce în frigider și acolo s-ar culca. În frigider sau în sertarul cu multe rezerve care aparent sunt pentru copil sau pentru soț, dar ajung la doamnă. Deci cu atât mai mult când o doamnă trece printr-o perioadă stresantă, este important să vedem care este natura stresului fizic, mental sau emoțional, să găsim soluții punctuale pentru stresul respectiv, să nu asociem mâncarea cu starea de bine și orice aliment, oricât de sănătos și oricât de gustos ar fi, nu va conține pe lista de ingrediente soluția pentru factorul de stres real din viața noastră. Așadar, doamnele trebuie să-și aducă autodisciplina și respectul față de sine, zi de zi și nu ocazional, prin a-și implementa obiceiuri sănătoase care să o ajute să fie într-o stare de bine zi de zi și nu numai de sărbători când trebuie să îmbrace o rochie mai frumoasă sau să macheze sau să se aranjeze. Sănătatea este în interior și ea se reflectă mai departe și la exterior.